În regulă. Se întâmplă minunat. Sunt extraordinar de fericită să vă văd aici astăzi, să vă văd mai mult sau mai puțin. Aș vrea să vă spun bine ați venit și să vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la seria de webinarii Hertime. Eu sunt Ștefania, sunt moderatoarea webinarului de azi și o am alături de mine pe Ruxandra. Ruxandra, care o să-i fac o scurtă descriere, pentru că o să vină ea pe parcurs cu câteva informații, să zic așa, în plus. Ruxandra a terminat facultatea de jurnalism, cred, dacă am înțeles eu bine, are o licență în jurnalism. A terminat și un master în comunicare și publicitate și s-a întors în țară și lucrează la Oracle după ce a lucrat la Microsoft în Belgia, dar mai mult despre toată experiența ei și despre tot journey-ul ăsta o voi lăsa pe ea să povestească. Eu sunt tare curioasă cum a ajuns de la jurnalism la zona de tech, la comunicare în tech, deci abia aștept povestea asta. Sper să fie o discuție plăcută, confortabilă, productivă și să simțiți că vă ajută și pe voi să aflați lucruri noi și poate să vă familiarizați un pic mai mult cu domeniul ăsta. După cum ați observat, sesiunea o să fie înregistrată. Exact cum spunea și Andreea, nu vă faceți griji, nu vă veți vedea pe înregistrare, deci vă puteți porni camerele oricum. Iar ulterior, inclusiv pentru persoanele care n-au putut participa sau care poate nu au putut sta la tot webinarul, o să apară pe YouTube și puteți să vedeți acolo. Dacă aveți orice întrebare, oricând, puteți să lăsați întrebarea aia în chat. Suntem nerăbdătoare și Ruxandra e super dornică să interacționeze cu voi. Aș vrea să-i mulțumesc foarte, foarte mult Ruxandrei pentru prezența ei, pentru faptul că a acceptat să fie astăzi aici. Chiar înseamnă foarte mult pentru noi și ne bucurăm că putem să facem asta împreună. Și acum, fără a mă lungi mai mult decât este cazul, o să-i dau cuvântul Ruxandrei să vorbească mai mult despre ea și despre, până la urmă, topicul de azi. Mulțumesc tare mult. Mi-ai făcut o introducere, deci ca aș fi Oprah. O să îmi share-uiesc ecranul și o să fiu persoana aia care după aia întreabă: hei, se vede? Deși știu că se vede, că am dat pe prezent și ar trebui să se vadă. Se vede, se vede. Da, e acea întrebare pe care trebuie să o punem cu toatele, pentru că that's just the way it works. Da, după cum vi s-a zis, sesiunea de astăzi pe care o voi ține este legată de roluri non-tehnice în tech, pentru că asta a fost prima mea întrebare în momentul în care mi-au scris fetele de la Hertime. Am zis, ok, vrei să vorbesc despre femei în tech, dar eu nu sunt în tech. Sunt în tech, dar nu sunt în tech. Așa că mi-am pus întrebarea cam unde vin eu în toată ecuația asta. Mi-ar plăcea să fac așa o paralelă în timp. Din punct de vedere istoric, nu o să vă plictisesc cu detalii de genul ăsta prea multă vreme, dar din punct de vedere istoric erau niște vremuri în care industria tech putea să fie cam așa și în momentul de față cam așa arată. Și dacă e un lucru care ar trebui să ne motiveze să intrăm în tech, mai mult decât orice argumente logice sau pragmatice vă voi aduce eu în ziua de astăzi, ar fi ca să luptăm împotriva acestor sticăre hidoase cu supereroi care se găsesc în toate birourile tech pline de bărbați în hanorace. Deci, dacă ar trebui să fie un argument pe care să-l rețineți, ăsta este. Agenda de ziua de astăzi este, as you can see on the screen, să vă setez așa un pic așteptările despre ce pot vorbi cu voi astăzi, să vă spun un pic despre povestea mea, să discutăm un pic despre The Glass Ceiling, care este un concept despre care cred că ați auzit de multe ori. Discutat în diverse conversații mai puțin sau mai nu confortabile. O să vorbim despre abilitățile de care ai nevoie să intri în tech, în roluri non-tehnice. O să vă dau câteva resurse și după aia mă gândesc că poate pe la final mă mai bombardați cu niște întrebări, dar rugămintea mea este să mă întrerupeți în orice punct, să puneți oricând întrebări. Este foarte straniu să vorbești de unul singur în pijamale la o cameră și să pretinzi că știi ceea ce faci. Așa că dacă aveți sugestii, dacă ceva din ce spun este neclar, vă rog să mă opriți, să-mi spuneți: hei, uite, mi-ar plăcea multe detalii despre asta,
sau ne oprim unde vreți voi, repet ce vreți voi, whatever. Facem chestia asta împreună. Da, setarea așteptărilor. Ce nu pot să fac eu pentru voi astăzi este să vă dau o regulă de aur în cum să intri în tech. Am cumva o vagă formulă și acum fac un pic de teaser la ea pentru că o să ajungem mai încolo la ea în prezentare și atunci o să aveți un punct de așteptare în ceea ce privește această prezentare. Al doilea lucru pe care nu pot să-l fac, din păcate, este să vă dau, nu știu, 5 pași magici să aveți în sfârșit pălăria aia cu elice de la Google, la care toată lumea visează noaptea. Este o isterie cu acea pălărie de la Google și eu înțeleg isteria, din păcate nu vă pot spune cum să ajungeți acolo. Al treilea lucru pe care nu o să-l fac este că nu o să vă spun extraordinar de multe statistici inconfortabile și neplăcute despre lipsa de reprezentare a femeilor în industria tech. Nu o să vă spun procentaje referitoare la, nu știu, gradul scăzut de digitalizare al țării noastre sau mai știu eu ce. Asta nu e miza mea. Ce vreau eu să fac, și sper să mă ajutați să reușesc chestia asta, este să port o discuție cu voi, pentru că, încă o dată, eu nu sunt Oprah și n-am adevărul absolut, sunt doar o persoană care i-a ieșit să intre în tech, care îi place foarte mult și care i-ar plăcea extraordinar de mult să împărtășească bucuria asta cu voi. Al doilea lucru la care puteți aștepta este mimuri, după cum deja cred că se vede. Sunt a Gen Z și nu pot comunica în alt fel. Și mai sunt și un om de comunicare, așa că dacă nu pun un mim odată la câteva slide-uri, este o situație foarte grav de îndurat pentru mine. O să vă ofer niște tips and tricks și vă spun povestea mea cu noroc, cu nenoroc, cu cum s-au întâmplat lucrurile. Iar ultimul lucru pe care sper să vi-l ofere sesiunea asta este networking-ul. Mai mult decât faptul că vin eu și vorbesc aici, contează extraordinar de mult să înțelegeți că fiecare dintre voi este aici pentru că își dorește ceva, pentru că aveți o miză comună și pentru că aveți câteva lucruri care vă, nu știu, care vă unesc. Asta înseamnă că în timp ce, nu știu, mă ascultați pe mine, intrați pe chat, vedeți celelalte persoane din colo ăsta, cu ce se ocupă, adăugați-le pe LinkedIn, trimiteți un mesaj, faceți lucrurile astea în toate spațiile în care vedeți că sunteți înconjurați de oameni care vor să se dezvolte și să învețe lucruri noi. Mai mult veți avea de învățat una de la cealaltă decât veți avea de învățat de la mine. Asta e un lucru foarte important de reținut. Acum, știu că mi s-a făcut o prezentare foarte frumoasă. Eu întotdeauna mi-am dorit să mă prezint cum începeau episoadele din Cei cu Andy. Probabil vă întrebați cum am ajuns în situația asta. Cum s-a mai zis deja, eu lucrez în comunicare. Am undeva la 3 ani de experiență în zona asta. Îmi place să cred că sunt persoana care pune foarte, foarte multe întrebări despre absolut orice și sunt un internet kid. Stau pe net mai mult decât ar fi decent să admit și poate de asta sunt și în tech. Deci, cum s-a întâmplat treaba asta? E un răspuns anticlimatic, anume că chiar s-a întâmplat. Nu a fost un lucru pe care să mi-l fi imaginat, nu sunt unul dintre oamenii aia care visau pălăria de la Google sau șosețelele de la Microsoft sau ceva noaptea, dar pentru mine toată chestia asta a plecat de la pasiunea de a comunica. Nu vreau să mă axez în discursul ăsta sau monologul ăsta sau whatever foarte mult pe zona de comunicare, pentru că s-ar putea ca fiecare dintre voi să-și dorească să intre în altă zonă. Unele dintre voi vreți să faceți HR pentru tech, unele dintre voi vreți să faceți finance, unele dintre voi poate vreți să faceți, nu știu, whatever. De asta nu vreau să mă focusez foarte, foarte mult pe aria mea, pentru că încerc să generalizez un pic ca să vă ajute niște informații să faceți ce vreți voi să faceți, nu neapărat să urmați zona din care fac eu parte. Cu toate astea, pentru mine, intrat un tech a fost incidental, pentru că mie îmi plăcea să fac comunicare. Și îmi plăcea să fac comunicare pentru că îmi place să stau de vorbă cu oameni și să spun povești. Și mi-am gândit eu, așa cu mintea mea de 20 de ani sau cât aveam, cum fac o pâine spunând povești. Și răspunsul a fost să intru în comunicare. Și cu fiecare job pe care l-am avut, cu fiecare industrie pe care am încercat-o, am văzut cât de diverse e lumea asta. Iar în momentul în care am avut șansa să intru în Microsoft în Bruxelles, am făcut parte din echipa de Public Affairs. Public Affairs sunt oamenii aia din echipa de legal, care sunt
extraordinar de inteligenți și extraordinar de impozanți, eu primele două luni de zile n-am înțeles ce căutam acolo. Intrasem în birou și tot ce vedeam erau costume. Și eu venisem cu cea mai bună bluză sau cămașă pe care o aveam eu și bineînțeles că n-aveam fier de cărcat, am ieșit din clădire, am sunat-o pe mama și am zis, mama, eu ce caut aici? Am aflat răspunsul, am aflat că e vorba de perspective diverse în ceea ce privește orice industrie, nu doar cea a tech-ului, și că, ok, poate sunt niște cărări super bătătorite și niște, nu știu, reguli de-astea care de regulă au, reguli care de regulă, mă scuzați, reguli care în mare îți aduc o rată mult mai mare de succes, dar nu e povestea tuturor. Și de asta există posibilitatea să intri în tech în orice moment și indiferent de background-ul pe care l-ai. O să trecem un pic la zona asta mai puțin plăcută, despre glass ceiling. Și aici ar fi momentul în care m-ar ajuta super, super mult să aud din partea voastră, gen, cum vă raportați voi la acest concept, dacă ați avut experiențe cu ele, cu el, pardon, dacă v-ați, nu știu, confruntat cu situații în care să fi date glass ceiling, situații în care, nu știu, poate ați simțit că sunteți privite diferit ca femei sau ca tinere sau știu că am trecut foarte rapid de la ceva gen hei, uite, lucrurile sunt bine la acest subiect super dark, dar m-ar mega ajuta dacă mi-ați spune din poveștile voastre. Și dacă nu vă simțiți confortabil să faceți chestia asta, pot să fac eu și să, nu știu, să sparg eu gheața și cu treaba asta, dar m-ar ajuta, repet, dacă, this is a safe space, da, și m-ar ajuta tare, tare mult dacă, nu știu, am putea dezbate chestia asta. Din punctul meu de vedere, da, e un subiect inconfortabil, dar e un subiect în care, căruia greutatea îi se intensifică în momentul în care nu vorbești de el. Și nu suntem în punctul în care, nu știu, lucrurile astea să fie doar o statistică, sunt lucruri pe care le trăim în fiecare zi. Așa că hai că sparg eu gheața și vă povestesc fără nume și prenume, că nu e frumos și nu se face, dar vă povestesc despre un interviu la care am fost și la care am fost întrebată despre situația mea de relație, despre intențiile mele de a avea copii și apoi dacă tot erau deja, dacă acest era background-ul setat, am fost tratată de asemenea măsură în care mi s-a pus cea mai interesantă întrebare. Dar tu ce știi așa despre industria asta? Eu având 3 ani de experiență. Nu vorbesc despre tech aici, vorbesc despre overall comunicare. Așa că era așa un soi de un lucru pe care l-ai învățat pe an sau ceva de genul ăsta. Și nu știu, poate e ceva ce ați trăit. Sper că nu. Sper că nici nu o să trăiți. Dar, da, acest glass ceiling este unul cu care ne confruntăm și de asta mă gândisem că ar fi o oportunitate, având în vedere discuția pe care o avem despre a fi femeie în tech, să abordez un pic și zona asta. Mai e cineva care vrea să share-uiască ceva de genul ăsta? Uite, o să continui eu, poate mai dau puțin curaj și persoanelor care participă și voiam să menționez și că dacă, nu știu, aveți o poveste pe care ați vrea să o împărtășiți, dar poate faptul că înregistrăm e o problemă, putem pune pauză la înregistrare, iar voi să vă povestiți, să vă faceți confesiunea, asta dacă vă face să vă simțiți mai bine, doar lăsați-ne să știm. Și ca să povestesc un pic de experiența mea, e o experiență tot în comunicare, eu sunt studentă la jurnalism și în primul an de facultate, probabil ca orice copil entuziasmat că, ia uite, sunt la facultatea de a patra putere în stat, am vrut să mă angajez și să văd exact care e treaba cu presa și cu jurnalismul. M-am dus la o redacție care nu scrie știri din industrie, o redacție foarte cunoscută, cred că cea mai mare redacție care scrie știri din industrie. Și acolo eram, practic, eu, care m-am dus fără experiență, cu dorința mea de a învăța
Și mi s-a spus, na, logic, că deși eu îmi doream să muncesc, trimite-mă pe teren, hai să facem treabă, mi s-a spus, ei, oricât de entuziasmat ai fi tu, tu n-ai experiență, nu putem să te plătim, hai să încercăm să vii pe aici, să vedem care e treaba. Și am zis, ok, o să vin pe aici să vedem care e treaba. Nu mi s-a părut neapărat o problemă, pentru că, mă rog, nici nu știam foarte multe, era și imaginea asta pe care ți-o oferă toți bătrânii din domeniul de jurnaliști și de comunicare, că vai, să fii mulțumit dacă te trimite la magazin să-i cumperi un, nu știu, o sticlă de apă, că măcar ai stat lângă omul ăla. Nu, de fapt, nu asta este realitatea. Și cumva dezamăgirea cea mai mare am avut-o în momentul în care am văzut că un băiat, care avea la fel de puțină experiență cu mine și era coleg de an cu mine, era angajat și primea bani pentru ce făcea acolo și de multe ori făcea mai puține decât făceam eu. Și cumva problema a fost că, ești fată, ești micuță, ești fragilă. Și eram ok, sunt fată, sunt micuță, sunt fragilă, deci n-ar trebui să fiu plătită, nu-i așa? Adică, și aia a fost prima mea experiență în domeniul comunicării, care a fost foarte neplăcută și care m-a făcut cumva să mă sperii fix de următoarele experiențe pe care aș fi putut să le am, ca să nu fie la fel. Deci, da. Asta tot ca o experiență în comunicare, dar dacă voi aveți și din alte direcții, nu știu, poate inclusiv de la școală, profesori care spuneau, tu nu poți să te duci la Olimpiada de Mate, că tu ești fată și matematica e pentru băieți, sunt sigură că ați experimentat genul ăsta de lucruri. Asta e, cum zicea și Ruxandra, un safe space și puteți să verbalizați asta. Dacă nu mai sare cineva, am avut și eu exact un prof. A fost momentul meu, la una dintre facultăți, a fost momentul meu favorit, acela în care un prof mi-a spus că dacă mai vorbesc mult, nu o să-mi găsesc niciodată un soț. Hey, ghinionul lui a fost că i-am zis că nu o să se supere niciodată prietena mea. Așa că a fost un moment. Bun, eu zic că dacă da, nu... Oricum ăsta ar fi fost scopul tău în viață. Da, Scuze, a fost ceva. A fost un moment absolut asta impecabil. Asta înseamnă succes. Asta a fost un moment absolut impecabil. Nu cred că o să-l uit vreodată. De fapt, dacă pot să zic și eu... Te rog! De exemplu, la școală, eu încă la școală, sunt multe situații în care profesorii sau chiar și diriginții compară fetele cu elevii din punct de vedere al notelor sau a capacității de învățare sau chiar și a mediilor. Și e foarte frustrant ca să fii comparat cu un băiat când de cele mai multe ori băieții nu sunt chiar așa slitori și noi ca fete știm că suntem mai slitoare și nu știu, e frustrant. Îmi pare rău să aud pe asta încă se întâmplă. Eu am terminat școala de ceva vreme. Și îmi pare tare rău că încă se perpetuează lucrurile de genul ăsta. Ce pot să zic și nu-mi permit să-ți dau un sfat, pentru că nu sunt în situația ta și îmi imaginez că poate fi ceva cu posibile repercursiuni sau care să, nu știu, îți atragă o reputație de fată problematică, deși cu toate ar trebui să depășim punctul în care ne ferim să fim problematice sau arțăgoase sau ceva. Cred că ar fi un lucru super bun să poți discuta cu părinții tăi că despre chestia asta și să vezi ce se poate face în legătură cu lucrul ăsta, pentru că lucrurile astea doar se înrăutățesc în timp. Adică astăzi e un comentariu despre fete versus băieți, mâine e un comentariu despre băieții sunt mai deștepți și așa mai departe și e un efect de bulgăre de zăpadă. Și e ceva ce dacă e ceva care dacă nu e adresat poate să te afecteze și să-ți prindă foarte rău până și la stima de sine, măcar așa la primă mână. Deci, mulțumesc tare mult că... Am făcut și noi o campanie care se numește Her Voice și am avut povești, multe povești de genul ăsta, din păcate, dar e foarte interesant și puteți să vedeți pe Instagramul nostru sau pe TikTok-ul nostru, sunt mai multe înregistrări vocale pe care le-am postat cu tot felul de povești și așa cum zice și Ruxandra, da, e foarte important să conștientizați lucrurile astea că cumva sunt niște mesaje care pot să vă intre în subconștient chiar dacă realizați că nu sunt ok
Și nu trebuie să fie neapărat parte din realitatea voastră, deși asta e cumva mentalitatea comună a multora, nu trebuie să fie parte și din realitatea voastră și cumva chiar dacă vă confruntați cu asta, uite, spre exemplu, eu nu am o poveste personală, dar pentru că am avut norocul să lucrez în echipe mai micuțe, cu majoritatea femei, deși asta nu înseamnă că este ideal, perfect, normal, dar nu m-am confruntat cu asta deocamdată. Dar ce voiam să zic e că sunt multe femei din familia mea, nu știu, mama, mătuși, care atunci când au avut un copil, au fost concediate și chestia asta s-a întâmplat. Acum, nu știu dacă este legal, chiar dacă este legal, sunt sigură că se pot găsi modalități de a face asta oricum în continuare. Și na, putem să observăm că nu există povești, spre exemplu, când tații sau unchii noștri au luat rolul ăsta, că au fost concediați sau că le-a afectat cumva. Și asta provine din mai multe. Dar o să o las pe Ruxandra, că I don't wanna go on a rant that too long. Nu e problemă, nu. Sunt în complet acord cu ceea ce zici. Și exact cum am zis, gen, dorința mea este să transformăm chestia asta într-o conversație. Adică nu... chiar dacă miza este... nu știu, subiectul pe care îl discutăm, aceste lucruri pe care le avem și care ne nu știu, de din punctul A în punctul B, cred că sunt super importante. Deci, am discutat despre partea nasoală. Acum, partea bună este că eu, în ceea ce privește tech-ul, da, suntem subreprezentate. Asta este un lucru pe care îl știm cu toate. Și e un lucru pe care nu merită să-l menționez cu procentaje de-astea deprimante și cu statistici, pentru că puteți să faceți chestia asta cu un simplu Google. Cu toate astea, noi suntem super bine reprezentate în diverse alte industrii, cum ar fi cea de educație, cea de beauty, cea de diete, de nutriție, de customer service, de administrație, de medicină. Și de ce zic chestia asta? Zic chestia asta pentru că, din fericire, ne-am digitalizat și fiecare companie, indiferent de specificul ei, poate fi privită ca o companie de tech. Pentru că dacă eu, nu știu, lucrez pentru această companie care îmi face mie această sticlă de apă la suprapreț, există o componentă super mare tehnologică în ceea ce fac ei. Dacă eu lucrez pentru compania care îmi produce pantofii, ceea ce fac ei este extraordinar de complex din punct de vedere tehnic. Așa că în momentul în care vrei să faci tranziția către tech, indiferent care e experiența pe care ai avut-o, fie că vorbim despre experiența propriu-zisă de rol, de industria în care lucrezi, fie că e comunicare, marketing, HR, finance, ce o fie, fie că vorbim exclusiv de specificul companiei din care provii, nu știu, poate să fie o companie de telco, poate să fie o companie de retail, poate să fie orice, lucrurile astea se adună și te ajută să ajungi la punctul numărul 3, care înseamnă skill-uri transferabile. Asta este probabil cel mai mare takeaway pe care l-am de zis în ceea ce discut despre a ajunge în tech. Skill-urile transferabile sunt un lucru pe care trebuie să-l înveți despre tine însăți în momentul în care îți dorești să intri în tech. Ceea ce știi tu deja, plus ceea ce ești dispus să înveți, înseamnă ce vei putea face tu în tech. Spre exemplu, dacă tu ai făcut un liceu pedagogic și vrei să intri în tech și ți se pare că este un drum foarte, foarte, foarte lung de la A la B, ce îți lipsește ție ca să intri în tech cu ceea ce ai deja ca nivel de cunoștințe este să înveți niște HR. Și atunci, ceea ce știi tu pe partea de educație, pe partea de psihologia oamenilor și mai știu eu ce, plus, nu știu, un curs sau o facultate. Eu nu sunt aici să predic educația formală sau... Sunt aici să predic orice surse de învățare care te ajută să ajungi unde îți dorești. Așa că, spre exemplu, teaching. Dacă vrei să ajungi în learning and development în HR, spre exemplu, ok, am background-ul ăsta, am făcut liceu pedagogic, după care fac un curs de HR și ghiși ce? Sunt în tech, sunt recrutoare sau fac learning and onboarding pentru oamenii care sunt în tech. Dacă ție ți-a plăcut super, super mult să înveți despre make-up, nu știu, ți-ai făcut un canal de YouTube la 16 ani, te uitai la cum se ceartă James Charles și cu tati Westbrook. Sunt lucruri foarte, foarte mișto și sunt pasiunile tale, da? Ok, ai foarte multă cunoștință despre zona asta. Știi care este psihologia consumatorului. Știi să folosești produsele alea. Ok, poți să faci product management în tech. Poți să lucrezi pentru
nu știu, L'Oreal, sau poți să lucrezi pentru whatever. Lucrurile astea se pot replica în orice industrie. Dacă tu, spre exemplu, erai, nu știu, în timpul facultății ți-ai luat primul job și ai zis, măi, eu trebuie să-mi plătesc căminul sau eu trebuie să pot să-mi iau și eu un suc în oraș când merg și m-am angajat într-un customer service. Ok, poate părea un job entry-level pe care îl face toată lumea înainte să găsească ghilimele ceva mai bun. În primul rând, nu există joburi mai bune decât altele. E foarte important să reținem chestia asta și să nu avem să nu avem o miză în neapărat a avea nu știu care job, ci a găsi satisfacție în ceea ce facem și a ne găsi miza în ceea ce facem. Așa că dacă tu, spre exemplu, ai lucrat în customer service, ăsta nu e un lucru mic. Nu e doar un job entry level. Este un job care te-a învățat să fii organizat și să faci multitasking. Lucrul ăsta te-ar putea ajuta să gestionezi o echipă, să faci să faci project management, spre exemplu. Și acum, rețeta asta a succesului, bineînțeles că e individuală, dar mi se pare că e ceva ce te ajută din punct de vedere al perspectivei pe care o ai asupra intrării Talentec. Poți să consideri că educația pe care ai primit-o sau rolurile pe care le-ai avut anterior sunt ceva ce te împiedică să intri în tech sau, care îți pune piedici. Dar lucrul ăsta, de fapt, e superputerea ta. Perspectiva ta din exterior este una supervaloroasă pentru orice companie din tech. În ceea ce privește skill-urile, bineînțeles că o să încep cu alea soft pentru că sunt în comunicare. Și o să spun în primul rând că te ajută foarte mult să comunici. Asta înseamnă să știi să vorbești despre ceea ce te pasionează, să știi să explici de ce-ți dorești ceea ce-ți dorești într-un interviu, să ai un growth mindset. Asta înseamnă să privești fiecare zi sau fiecare oportunitate care îți vine ca pe oportunitate de a te dezvolta și de a învăța ceva nou. Problem solving, evident, deja asta începe să sune cumva ca un job description, dar eu chiar cred în chestiile astea, adică nu vi le spun doar pentru că o să fie ceva ce orice angajator, fie el în tech sau nu, o să vi le ceară. Can-do attitude. Dacă primul lucru pe care îl gândești în momentul în care te întâmpini cu o problemă este, mă, cum aș face eu să rezolv chestia asta? Probabil că deja ai un mindset care te-ar ajuta foarte, foarte mult într-o industrie gen tech. Iar ultimul lucru pe care l-am mai menționat și o să-l mai menționez este networking-ul. De ce spun chestia asta? E foarte ușor să idealizezi lucrat într-o industrie în care nu ai intrat încă. La fel cum sunt oamenii aia care visează noaptea pălările de la Google, așa sunt foarte mulți oameni. Spun că tech-ul este o chestie absolut imensă și în care e foarte greu de intrat și după ce ai intrat, de parcă le-ai fi prins pe Dumnezeu de un picior. Mie îmi place foarte mult. Dar în momentul în care cineva vine la mine și mă întreabă în detaliu, s-ar putea ca ceea ce-i povestesc eu să facă persoana cu care discut să conștientizeze că poate nu e de ea sau de el sau de ei. Așa că, din punctul meu de vedere, e foarte important să găsești oameni care deja se află în rolurile față de care, la care voi țintiți și să întrebați care e perspectiva lor. Uitați-vă cu adevărat în ceea ce spun oamenii care deja sunt acolo. Pentru că experiența lor ar trebui să vă învețe și pe voi ceva. În ceea ce privește hard skill-urile, este de la sine înțeles că sunt super job specific, adică dacă tu vrei să lucrezi în operations sau dacă vrei să lucrezi în marketing sau dacă vrei să lucrezi în orice ar fi, sunt super job specific. Adică nu pot să vă dau rețeta succesului, învățați Excel sau învățați Canva sau mai știu eu ce. Dar ce pot să vă zic este că lucrul cel mai important este să înveți să folosești Google bine. Învață să cauți pe Google absolut orice. Când cineva îți pune o întrebare și nu știi răspunsul la ea, oamenii nu te întreabă lucruri, cel puțin în experiența mea, oamenii nu te întreabă lucruri pentru că au așteptarea neapărat să știi, ci pentru că au așteptarea de la tine să fii suficient de independent în lucrul tău și în dorința ta de învățare, să Google something. E un lucru absolut important. Din punctul meu de vedere, ar trebui să dea teste de Google peste tot. Gen, măi, știi să cauți cum trebuie ceva și să găsești rezultate și să verifici sursa. Al doilea lucru este că, indiferent de faptul că noi nu vorbim despre roluri tehnice în tech, adică nu vorbim despre oamenii aia care scriu cod toată noaptea, știți toate filmele alea în care sunt bărbați cu hanoraci care gen scriu cod și după care dau enter super dramatic, noi nu vorbim despre alea. Dar a face parte din industria asta te va obliga să
știi să îți rezolvi o belea la laptop dacă este vreo situație, să știi în momentul în care tu, spre exemplu, lucrezi în marketing sau în comunicare, să faci, uite, ce a făcut asta Ștefania și să seteze un Zoom și să facă un webinar. Chestiile astea sunt foarte importante. Și da, o să ai niște oameni acolo, ca în orice companie, indiferent de specificul ei, o să ai IT support. Dar când te afli în industria asta, așteptarea e de la tine ca tu să îți dorești să știi să faci lucrurile astea. După cum v-am mai zis, cred foarte mult în chestia asta de a te autoeduca, așa că o să vă mai zic despre cursuri și certificate și lucruri de genul ăsta un pic mai încolo. Adică acum, uitați-vă ce slide urmează. Excelent. Înainte de slide-ul ăsta, scuze, uite, ca să te mai opresc un pic, uite, avem o întrebare aici. Dacă, de exemplu, suntem și la programare, este un plus în domeniul tech, mai ales în comunicare și marketing? Eu nu înțeleg exact, dar Melissa, dacă vrei să-ți pornești microfonul și să o întrebi pe Ruxandra, poate și cu explicație. Mă refeream dacă, de exemplu, să zicem, eu, de exemplu, mă pricep la programare cât de cât și dacă e un plus pentru domeniul de marketing sau de tech sau de comunicare, dacă mi-aduce un beneficiu, ca să zic. Adică tu practic înveți cod, dar vrei să lucrezi în comunicare și marketing. Înțeleg corect? Da. Măi, întotdeauna o să te ajute să înveți sau să știi orice. Iar dacă lucrezi în tech, un lucru foarte important pe care nu cred că l-am menționat aici, dar îi mulțumesc pentru întrebarea, că uite, vine o idee poate mai deșteaptă decât ce am scris în slide-uri, este că în momentul în care lucrezi pentru orice companie, indiferent că e tech sau nu, ca să înțelegi ce ai de făcut, trebuie să înțelegi lanțul oamenilor care vin în nu știu, în ciclu de viață al produselor sau serviciilor produse de compania respectivă. Iar dacă tu, ca persoană care vrea să lucreze în tech, înțelegi ce înseamnă să scrii cod sau ce înseamnă un software bine făcut sau ce înseamnă un cloud, asta nu poate decât să te ajute absolut enorm. Nu este un lucru esențial, dar este un lucru care te va ajuta foarte, foarte mult. Uite, îți dau un exemplu concret. Pentru mine, să lucrez în comunicare, de foarte multe ori mi-a fost așa explicat ca un voi sunteți oamenii aia creativi, care faceți petreceri cu pizza și scrieți texte frumoase. Măi, e adevărat, da, facem petreceri cu pizza și, sincer, acum nu o să mă laud, dar întotdeauna dacă se comandă pizza, eu o comand pe aia cea mai ca lumea. Și chiar știu să fac asta bine. Dar în prezent, rolul meu pe care l-am acum, nu vorbesc aici în numele Oracle în niciun caz, nu știu dacă am făcut disclaimerul ăsta, dar nu fac lucrul ăsta, dar pentru mine rolul pe care l-am în prezent este mult mai tehnic decât ce făceam înainte. Îmi permite să lucrez pe platforme și cu diverse instrumente care ar putea fi privite super nerdy. Așa că dacă vrei să lucrezi în tech și ești nerdy minded, lucrul ăsta nu poate decât să te ajute absolut enorm. So, short version, este un mare plus. Înțeleg, mulțumesc mult! Cu mare drag, mulțumesc foarte mult de întrebare! Cam printre ultimele lucruri pe care le aveam de zis pe ziua de astăzi, era zona asta de resurse. Prima resursă este voi înșivă. De ce zic chestia asta? Și nu zic chestia asta doar pentru care Lady Gaga acest citat absolut fantastic pe care cred că l-a zis de 100 de ori, dar zic chestia asta pentru că trebuie să conștientizați că, ok, tech-ul e o mare chestie, așa, cumva pare straniu și pare mare și pare fancy, dar e un job. Și joburile sunt făcute de oameni. Și dacă vă dați, dacă e un lucru pe care vi-l doriți și asupra căruia, nu știu, vă aplicați și căruia îi acordați atenția necesară și, nu știu, simțiți un match cu oamenii cu care aveți interviu, e primul lucru de care veți avea nevoie este de voi înșivă. Asta înseamnă să vă acordați timpul necesar, să vă găsiți locul, asta înseamnă să vă acordați energia, să învățați diverse abilități. Uite, cum a zis Melissa, mi se pare un lucru foarte mișto că stai să înveți cod în condițiile în care tu nu vrei să codezi.
e ceva super mișto și te va ajuta întotdeauna să înveți cât mai multe lucruri pentru a înțelege specificul companiei pentru care vrei să lucrezi. Al doilea lucru, pe care cred că l-am mai menționat, este că vă ajută foarte mult să nu fiți în tech. Motivul pentru care lucrul ăsta e un lucru mișto este pentru că oamenii de multe ori tind să, nu știu, să se blazeze. Nu înseamnă că nu sunt excelenți la ceea ce fac, dar în momentul în care te trezești și foarte multă vreme ai același rol sau lucrezi în aceeași companie, cu aceiași oameni, pe aceleași proiecte, chiar dacă ele avansează și se schimbă și avansează și, nu știu, devin din ce în ce mai complexe, tu, ca om din afara industriei, poți să fii efectiv o scânteie de creativitate și de insight pe care de asta și-o doresc oamenii. De asta sunt oameni care fac tranziția din diverse industrii sau din diverse roluri. Pentru că această perspectivă nouă pe care o aduceți este foarte valoroasă. Am mai zis de networking de 1000 de ori. Nu știu, nu am stat să mă uit în chat, dar dacă e ceva ce ar trebui să mai rețineți, ar fi exact chestia asta. Rămâneți în contact unele cu celelalte. Voi, dacă vreți să intrați în industrie, poate una dintre voi intră peste o săptămână, una peste 3 luni, una peste 6 luni. Sunteți genul de oameni care își doresc să învețe ceva nou și pentru voi, relațiile pe care le legați între voi poate să însemne, nu știu, Melissa poate să-mi dea mie un mesaj pe LinkedIn, să spună că vrea să lucreze în marketing și să zic, măi, fato, uite, mi-a scris nu știu care recrutăriță, eu nu mă bag că sunt la Oracle, dar uite, ce zici tu de chestia asta? Așa se întâmplă lucrurile. Se întâmplă în momentul în care oamenii își doresc să se ajute. Și e un lucru foarte important de sisterhood la care trebuie să țineți. V-am mai zis de cursuri online, cu siguranță puteți să faci și voi un Google search pentru niște platforme care poate sunt mai bune decât astea pe care vi le sugerez. Eu am folosit LinkedIn Learning, Coursera, Google, HubSpot, câte și mai câte. Portofoliu. Ăsta e un lucru pe care cred că ar putea să facă cineva mult mai calificat un webinar la voi. Să vă spună cum să vă faceți un portofoliu în care, mult mai calificat decât mine, să vă faceți un portofoliu în care explicați ce anume v-ar califica pe voi să lucrați unde vreți să lucrați. Adică, dacă eu vreau să lucrez în HR și n-am lucrat niciodată în HR, dar vreau să lucrez în HR la, nu știu, spuneți-mi o companie, la IBM, să zicem. Dacă eu vreau să lucrez în HR la IBM, și văd că e o poziție deschisă, dar eu n-am experiență în HR. Pot să le dau un mail în momentul în care se deschide ceva și să le zic, bună ziua, mă numesc Cutărița. Sunt foarte interesată de rolul X. Vă atașez un mock-up portfolio de ce proiecte aș face eu dacă m-ați selecta pentru un interviu. Și nu o să vă mint. S-ar putea să vă ignore. S-ar putea să vă ignore și de prima oară, și de a doua oară, și de a treia oară, și a 15-a companie să vă ignore. Da, 16-a, s-ar putea să zică, mă, știi ceva? Ballsy move. Hai că o chemăm la un interviu. Și ăsta e un pas în față, care contează foarte mult. De asemenea, vă ajută tare mult să, dacă vreți să intrați în orice, dacă vreți să învățați o nouă abilitate, dacă vreți să intrați într-un nou spațiu sau industrie, vă ajută să urmăriți oameni care deja sunt acolo. Să înțelegeți prin ce trec și ce îi inspiră pe ei să facă ceea ce fac. Eu, spre exemplu, am descoperit TED Talk-ul ăsta al unei tipe numită Sabina Ciofu, care e făcut chiar în Bruxelles, ceea ce e ironic pentru mine că eu din Bruxelles m-am mutat, care se cheamă The Accidental Women in Tech. Vi-l recomand, e foarte simpatic și cumva mi se pare că vorbește dintr-un loc în care eu empatizez foarte, foarte mult. Iar nu în ultimul rând, la capitolul resurse, vă recomand internship-urile. Și aici o să vă spun cu sinceritate că ce a făcut Ștefania, să nu faceți și voi. Nu acceptați internship-uri neplătite. Da, primiți expunere. Da, primiți experiență. Dar această expunere și această experiență vin cu costul de a nu învăța valoarea reală a muncii voastre. Bineînțeles că o companie, în momentul în care își ia un intern, fie că e ea de mici sau mari dimensiuni, compania respectivă, dacă face un internship ca lumea și nu doar te angajează să muncești, în primul rând trebuie să înțelegi ce înseamnă un internship. Un internship înseamnă o proporție relativ egală între eu te învăț să faci ceva și tu faci ceva pentru mine. Dacă nu simțiți că învățați și doar veniți cu background-ul vostru educațional sau profesional
ăla nu e un internship. Învățați să spuneți nu chestii astea, pentru că e foarte important să învățați cum înseamnă, ce înseamnă să-ți câștigi primul tău salariu. Știi cât de bună este prima bere pe care o bei din primul tău salariu? Nici măcar nu trebuie să-ți placă berea. Prima bere bută din primul salariu este ceva ce o să ții minte toată viața. Așa că cam asta aveam eu. La capitolul recapitulare, dar a fost that kind of rhymed. Stai că nu mi se mai mișcă slide-ul. Ah, ba da. Vă las cu, dacă sunt trei lucruri pe care aș vrea să le rețineți, ar fi să vă întrebați de ce. De ce vreți să lucrați în jobul în care vreți să lucrați și de ce vreți să lucrați în tech. Pentru mine, o bună parte din de ce vreau eu să lucrez în ceea ce lucrez este pentru că îmi plac foarte, foarte mult oamenii și îmi plac foarte mult poveștile. De asta lucrez în comunicare, în marketing, advertising, ce vrei tu. De ce vreau să lucrez în tech? Este pentru că ori de câte ori am fost într-o orice cameră, din orice birou sau orice, nu știu, orice spațiu din companiile tech în care am fost, oricând am intrat acolo, n-am fost niciodată cea mai inteligentă persoană din cameră. Niciodată. Oricând mă aflam în orice cameră cu oricare altă persoană, aveam ceva de învățat de la omul respectiv. Iar pentru mine asta e un lucru imens. Pentru că e un sentiment foarte... La început e un sentiment foarte frustrant, că nu poți niciodată să, nu știu, să one-up the other person, nu știu cum să zic. Dar e un lucru care, de fapt, îți împinge foarte mult limitele, dar într-o manieră în care tu îți dorești lucrul ăsta. Al doilea lucru este, nu vreau să zic rețeta succesului, că nu e rețeta succesului, dar e ce am observat eu că funcționează. Este ceea ce știi deja versus ce ești dispus să înveți. Este ce poți să lucrezi tu în tech. Iar al treilea lucru este un lucru pe care deja l-aveți cu siguranță, anume growth mindset. Simplu fapt că vă dedicați timpul ăsta să intrați pe acest webinar cu o persoană de care n-ați auzit în viața voastră. Mai am până o să am un TED Talk și o să fiu super mega hiper faimoasă, dar până atunci, gen, nu știți cine sunt și cu ce mă ocup eu și care e povestea mea. Simplu fapt că v-ați acordat șansa asta și ați zis, mă, știi ceva? Eu mă, cam mă bag. A însemnat faptul că v-ați acordat vouă niște timp să poate cunoașteți, nu știu, niște oameni noi, poate învățați niște lucruri ca lumea, ceea ce e parte din growth mindset pe care l-aveți. Iar cu asta trec la finalul acestei prezentări și vă întreb dacă aveți întrebări pentru mine. Vă rog, take it easy on me. Dacă aveți orice întrebare, puteți să lăsați mesaj în chat sau, nu știu, puteți să dați o reacție, să vă văd aici și vă predau legătura. Dar, uite, până atunci aveam eu o întrebare pentru tine, poate. Sper să-mi iasă așa cum o gândesc. De foarte multe ori mi s-a părut că există anumite situații și foarte multe persoane în jur care cumva pare că își doresc să diminueze lucrurile pe care tu le faci. Adică, eu știu pe cineva care lucra la o companie foarte mare de tech, pe partea de marketing, și în momentul în care venea și zicea că lucrează acolo și întrebarea era a unde și oamenii auzeau că nu face programare și că nu e într-un domeniu din asta, era a, ok. Adică nu păreau la fel de impresionați și cumva întrebarea mea e cum îi faci pe oamenii ăștia să înțeleagă că ce faci tu e cel puțin egal important cu ceea ce fac oamenii în spate. Mamă, ce întrebare super mișto. Mai o să-ți povestesc și eu ceva. Când m-am angajat la Microsoft, a crescut absolut incremental, a crescut exorbitant de mult numărul de oameni care mă întrebau dacă pot să le instalez Windows-ul. A fost ceva aproape ireal. Răspunsul este da, dar după ce am făcut-o de câteva ori, m-am gândit să le dau și tagul de la Revolut să se rezolve asta în alt fel. Așa că, mi se pare o întrebare foarte, foarte mișto, pentru că cred că vag am vorbit despre chestia asta mai devreme, așa că îmi bine așa un pic niște idei pe care le-am zis. În primul rând, avem un bias foarte mare în ceea ce privește importanța rolurilor pe care le avem.
nu trebuie să internalizăm lucrul ăsta. Știu că este un citat de stat pe care îl vedem pe toate paginile de Instagram de bombardieri, dar trebuie să tratezi cu același respect și CEO-ul și măturătorul. Asta e o chestie pe care trebuie să o gândim noi despre ceea ce facem. Dacă interlocutorul nostru nu privește lucrurile la fel, nu cred că este locul nostru să impunem viziunea asta asupra lor. Dar cred că există situații în care ceea ce facem poate să vorbească de la sine și să spună, măi, uite, lucrul ăsta nu s-ar fi dus la capăt dacă nu știu care pas din proces n-ar fi fost realizat de nu știu cine. Dacă stăm să ne gândim, cu siguranță percepem toate companiile cu care interacționăm pe baza celui mai important sau mai relevant produs sau serviciu pe care l-au. Spre exemplu, dacă te gândești la Apple, e iPhone-ul. Dacă te gândești la, nu știu, IKEA, probabil sunt nu știu care comode, care sunt cele mai populare. Dar până s-a ajuns în punctul ăla, au fost niște oameni care au fost în logistică. Au fost niște oameni care au lucrat în depozit. Au fost niște oameni care au făcut product sourcing. S-au dus la nu știu care pădure, au cumpărat lemnul. Au fost oamenii de la legal care au zis, putem să tăiem sau să cumpărăm numai atâta ca să fim în limitele de sustenabilitate impuse de lege. Au fost oamenii de la... Mă rog, lucrul ăsta poate să continue cu ăsta tot exemplu și tot chain of supply chain. Munca niciunuia nu este mai valoroasă sau mai puțin valoroasă decât a celuilalt. Iar în momentul în care cineva percepe că ceea ce facem noi este mai puțin valoros decât, nu știu, dacă tu ca om de comunicare ești văzut ca fiind mai puțin valoros decât omul care scrie cod, ok, e dreptul tău să vezi lucrurile așa. Da, eu nu o să mint, pe mine m-a rănit chestia asta foarte tare. Pentru că eu percep ceea ce fac eu și motivul pentru care îmi plac mie poveștile și motivul pentru care îmi plac mie foarte mult oamenii este pentru că mă uit la tot ce fac ceilalți din jurul meu. Și zic, mă, omul ăla care scrie cod este mega, giga, hiperocupat. Și poate nu are timp în ziua lui superocupată să zică, uite, astăzi am scris un cod care a ajutat să, nu știu ce, în aplicația la care lucrez eu. Sau omul care lucrează pe mentenanță de cloud nu o să stea acum să-ți povestească ce lucru minunat a făcut el. Și atunci lucrurile astea vin la mine și eu le împărtășesc cu lumea. Adică eu simt că ceea ce fac eu vorbesc practic despre ce fac alții. De asta cred că pentru mine, nu știu, a fost o mare, mare bucurie să mă chemați aici și să vorbesc și un pic despre mine. Pentru că în ceea ce fac eu nu prea vorbesc așa de mult despre mine. Și da, îmi pun problema. Ok, acum probabil că am vorbit mult prea mult despre mine, dar în aceeași măsură, nu știu, asta ar fi lucruri pe care le-aș zice persoanei astea care trece prin experiența asta. Nu există job mai valid sau mai puțin valid decât un altul. Dacă alți oameni nu văd valoarea muncii tale, nu înseamnă că angajatorul tău nu o vede. Dar la fel, în aceeași măsură, dacă cineva nu vede valoarea muncii tale, cumva gândește-te cui trebuie să-i demonstrezi valoarea muncii tale. Probabil că nu omului de pe stradă care are comentarii de genul ăsta. Probabil că angajatorului, ca să continui să angajeze. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul la întrebare și momentan nu văd nicio altă întrebare în chat, dar aș mai avea eu una dacă se poate. Sunt foarte curioasă, îmi pare. Voiam să te întreb cum arată o zi petrecută de tine la job? Ce faci într-o zi? Îmi dau seama că nu e ceva care se întâmplă la fel mereu, că na, dar nu știu, așa în mare, ajungi la job, îți verifici mail-urile și apoi ce? Asta e o întrebare foarte mișto, dar mă rog, asta e experiența mea, pentru că eu am rolul meu în compania în care lucrez în momentul de față, pe care nu o reprezint, eu stau aici o capacitate individuală, bla bla bla, tot disclaimerul ăla pe care probabil ar trebui să-l fac la început. Da, pentru mine o zi de muncă înseamnă mă trezesc, beau cafea, recunosc că de-aia scumpă și după aia mănânc un baton la prânz ca să mă simt mai puțin prost că am dat 18 lei pe o cafea.
ajung sau nu la birou. Astăzi, spre exemplu, am rămas de acasă. Sunt super norocoasă de faptul că încă lucrez hibrid. Eu apreciez foarte mult chestia asta și mi se pare că în tech se pune un mult mai mare accent pe flexibilitate decât poate în alte industrii și pentru mine contează lucrul ăsta. Cum ai zis și tu, îmi verific mail-urile, îmi fac lista de ce am de făcut pe ziua respectivă, mă uit în calendar, văd dacă și câte apeluri am pe ziua respectivă, câte întâlniri, dacă sunt în persoană, dacă nu sunt în persoană. Și apoi eu, în mare parte, rolul meu se axează pe comunicarea internă pe zona de EMEA, care înseamnă Europe, Middle East and Africa, cred, da. Scuze, am avut un blank foarte, foarte mare. Ceea ce înseamnă că eu lucrez cu diversi stakeholderi din această întreagă regiune pentru a duce la bună îndeplinire diverse obiective de comunicare pe care le au ei. Și aici, în detalii mai multe, nu pot să intru, dar asta înseamnă că, practic, lucrez în diverse aplicații și în diverse moduri, în așa fel încât să le reprezint activitățile lor ca echipe. Eu fac parte din echipa de sales, practic, așa ca încadrare. Așa că comunicarea în sales este un pic mai specifică și mai nișată, de asta nu intru foarte mult în detalii. Dar da, și probabil că în ziua mea se mai încadrează și un prânz, că mai mănânc și eu. Dar da, petrec cât de mult timp pot, mai ales că sunt relativ nouă în compania mea, petrec cât de mult timp pot discutând cu oameni, pentru că mi se pare că ceea ce fac eu se axează foarte mult pe a înțelege specificul companiei, produsele, serviciile și felul în care interacționez cu clienți. Iar pentru că jobul meu nu implică comunicat direct cu clienți, încerc să învăț lucrurile astea de la ei. Ok, mulțumesc foarte mult. O ultimă strigare pentru întrebări, presupun? Da, mai am eu o întrebare și spuneți-mi dacă s-a pus deja întrebarea asta pentru că am lipsit 10 minute. Dar sunt curioasă dacă ai vorbit puțin, dacă poți să ne povestești, te gândești la un moment dat să faci tranziția în cadrul firmei pe un rol mult mai techie? Și dacă da, cumva, care sunt pașii pe care o să-i urmezi ca să faci asta? Sau dacă nu tu, dacă ai văzut pe altcineva care a făcut asta și cam cum se poate face? Wow, asta e o întrebare excelentă. În ceea ce mă privește pe mine, nu e ceva la care m-am gândit neapărat, nu e ceva la care aș da cu piciorul. Sunt diverse roluri mult mai tehnice care mi se par absolut fantastice. Spre exemplu, ok, nu neapărat scrierea propriu-zisă de cod, poate că am pierdut un pic trenul ăsta, dar deși nu e un lucru la care, nu știu, nu e un lucru la care să fie neapărat o vârstă la care să înveți să scrii cod, doar e ceva ce în propriul meu timeline de viață și de ambiții, nu știu dacă s-ar mai încadra, dar îți dau un exemplu concret de ceva care mi se pare absolut mișto. În cazul în care se aude sau nu mă mai aud eu, stau lângă o biserică și acum sunt niște clopote incredibile. Sper că mă mai auziți. Te auzim, ok. Este și toacă. Este, da. Scuze, revenind. Mie îmi place enorm zona de UX, UI. Mi se pare ceva foarte, foarte mișto și ocazional, așa printre picături, mai învăț câte ceva despre zona asta. Cunosc oameni care au făcut tranziția spre roluri super tehnice în tech. Și acum o să fac o paralelă care poate părea relativ trasă de păr, dar în momentul în care dai evaluarea națională și aplici la licee, o strategie pe care au aplicat-o foarte mulți oameni este că dacă își doreau să intre la un liceu, puneau toate profilurile. Dacă o companie îți face cu ochiul și ți se pare foarte mișto și îți place ceea ce fac și crezi că ai aparține locului respectiv, intră în locul respectiv și progresează. Știu oameni care au trecut de la recepționist, la data entry, la ce vrei tu. Sunt lucruri foarte mișto. Câtă vreme, inclusiv apartenența deja la o companie, îți permite să te duci la omul care este în rolul pe care vrei tu să-l faci și să-i pui întrebările astea. Băi, dar tu cum ai învățat chestia asta? Dar crezi că s-ar mai deschide ceva în echipa ta? Mă, pot să stau și eu cu tine în
într-un apel pe săptămână să mai prind eu câte ceva, să mai fur meserie de la tine? Nu știu dacă lucrul ăsta este neapărat pentru mine. Din nou, n-aș da cu piciorul. Adică mi se pare că nici până acum nu am avut așa un plan super, super bine conturat și cred că, nu știu, asta m-a adus unde sunt și sunt super recunoscătoare. Nu zic chestia de parcă, mamă, aș fi eu, nu știu, CEO of whatever. Dar sunt super recunoscătoare că sunt unde sunt și cred că lucrul ăsta a venit din faptul că mi-am permis să zic da anumitor lucruri pe care nu le programasem pentru mine. Adică eu, spre exemplu, nu-mi programasem să plec din țară. Și s-a întâmplat și m-am întors și, nu știu, și m-a luat oricăl. Deci ideea e cumva să profiți de oportunitățile care apar și la de ce ești cu your foot in the door, îți apar, gen, se deschid multe uși de care poți să profiți. Da, cu siguranță. Și, din nou, am mai zis chestia asta pe parcurs, dar contează foarte mult să-ți permiți să înveți. Să înveți și să depui timpul să înveți abilitățile necesare pentru jobul pe care ți-l dorești. So, yeah. Deci, cred că oricine poate, cred că poți, orice industrie se duce în orice industrie dacă îți dorești suficient de mult și dacă, nu știu, dacă chiar simți că ai aparține acolo și chiar demonstrezi că ai aparține acolo. În regulă, îți mulțumim extraordinar de mult, Ruxandra, pentru răspunsurile la întrebări, pentru prezența ta aici și pentru... O secundă, am făcut o prostie, gata. Și pentru toată munca pe care ai depus-o, pentru sfaturile pe care le-ai împărtășit cu noi. Pentru mine, chiar vorbind doar în numele meu, pot să spun că mi s-au părut de-a dreptul utile, tocmai pentru că, așa cum spuneam la început, deși poate nu m-aș gândi niciodată să o iau în zona asta de tech, indiferent că ar fi tot comunicare, poate acum, după o discuție, nu o, pot să zic că o mai văd cu ochii, cu aceiași ochi, tocmai pentru că, exact așa cum spuneai și tu până la urmă, nu e chiar atât de rău și nu e chiar atât de diferit față de alte domenii. Deci, da, mulțumim foarte mult pentru sfaturile tale, pentru informațiile pe care le-ai împărtășit cu noi. Sper că au fost cel puțin și sper că și participanții le consideră cel puțin la fel de utile ca și mine. De asemenea, le mulțumesc și participanților pentru atenție și pentru implicare. Mulțumesc întregii echipe Hertime, de fapt, pentru ajutorul pe care ni l-am oferit reciproc în realizarea fiecărui eveniment. Pe Ruxandra puteți să o găsiți pe LinkedIn, v-am lăsat și linkul ei, l-aveți cred că de două ori în chat, linkul de la LinkedIn, e și pe Instagram, aveți și adresa ei de Gmail, pentru că exact așa cum spunea și ea, cred că nu, ba este acolo. Da, este, nu știu, dar nu, mi-am pus întrebarea în momentul în care îmi făceai tu pitch la adresa de mail, cine naiba mi-ar trimite un mail? Adică we're Gen Z in here. Eu cred că ar fi foarte important să salvați contactele astea, pentru că, așa cum spunea și ea, până la urmă, la finalul zilei, cele mai importante lucruri cu care rămânem sunt fix relațiile pe care putem să le construim între noi și putem să ne ajutăm una pe alta să creștem și cumva să ne creăm o linie noastră de networking. Că tot vorbeam de asta și de ideea de networking, vă invităm să dați join grupului nostru de Facebook, Hertime România. Acolo aveți în general mai multe informații atât despre activitățile noastre cât și despre alte oportunități pe care le puteți găsi voi, dacă încă nu o faceți, deși eu sper că da, să ne urmăriți pe Instagram, să urmăriți și pe Ruxandra pe Instagram. Și dacă v-a plăcut evenimentul ăsta și dacă vreți să susțineți și alte inițiative viitoare, în afară de faptul că ne puteți urmări pe Instagram, ați putea să duceți vorba mai departe la prietenii voștri, să dați share, puteți să donați pe Patreon, cum spuneam, și grupul de Facebook e acolo pentru voi. Cam asta a fost. O să vă trimitem curând formularele de feedback. Pentru noi e foarte important să știm ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce putem să facem mai bine pentru o ediție viitoare. Și de asta apelăm la voi să ne lăsați sugestii, impresii și părerea voastră despre tot ce facem noi aici. Cam asta a fost. Super, super mult.
Mulțumim și noi extraordinar de mult. O seară frumoasă și sper să seară faină. La fel, și mulțumim mult. Seară frumoasă. Cu mare drag, pa, pa. Pa, pa.